Mai întâi, ca să fie toată treaba și să decurgă corect, vă rog să vă închideți telefoanele, să le dați pe silent sau orice altă opțiune care considerați dumneavoastră și oricare, în așa fel încât să nu deranjăm pe ceilalți. Vă mulțumesc. Dacă nu aveți nimic împotrivă, aș vrea să profităm de prezența părinților în mijlocul nostru. Să vă mulțumesc să ne cuvinteze lucrările și ședințe de astăzi. Ori, dacă și după aceea să vă mulțumesc la dumneavoastră. Vă mulțumesc la urmă și vă aducem la conștiință că v-am dat să ne dedicăm în privare. Rugăciunea va fi exact de două minute, pe care să ne dăm să vă cronometrați. O să fie un prezentat în nostru. Vreau să spunem, părintele, o să spună un propag și apoi o să binecuvântăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care a pretutindenei și pe toate împlinești, Isteierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășcuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel de ale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, dar și a Mântuitorului și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvântează. Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează întrunirea aceasta, binecuvintează-ne pe noi robii Tăi, binecuvintează lucrările acestea, că sfântești pe toate le sfințești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ordin privind convocarea consilierilor locale, declarația aleșilor alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a Consiliului Local din județul Bacău. Prefectul județului Bacău emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali, declarația aleșilor alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a Consiliului Local conform anexei la prezentul ordin. Articolul 2. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă, iar am explicat la unui secretar că o va primi săptămâna următoare prin poștă sau fax. Articolul 3. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Punctul 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. Punctul 2. Validarea mandatului consilierilor locali declarați aleși la alegerilor din data de 5 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Semnează prefectul județului Bacău, Ioan Chica, ordinul numărul 146 din 21-2016. În continuare, o să dau citire procesului verbal privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Numărul total al voturilor valabile exprimate. 1610. Din aceste voturi, 553 au revenit Partidului Național Liberal, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților le-a revenit, i-a revenit 485 de voturi, Partidului Social-Democrat este 6 voturi, Partidului Mișcarea Populară 27 de voturi, Partidului Social-Românesc 52 de voturi, candidatul independent Oproiu Silviu Ion 104 voturi și candidatul independent Mârșu Vasile Sebastian, 83 de voturi. Acestea fiind spuse, în urma centralizării acestor voturi s-au distribuit următoarele mandate de consilieri. Ardeleanu Eugen, Brânză Constantin, Coman Gheorghe. Vă rog să vă faceți cunoscută prezența ca să vedem dacă avem îndeplinită condiția de cuorum. Deci, reiau. Ardeleanu Eugen. Prezent. Brânză Constantin. Prezent. Coman Gheorghe. Prezent. Curelea Ioan Cosmin. Prezent. Dragu Adrian. Prezent. Clintoacă Cojocea Gabriel. Minicuță Sam. Prezent.
Nichifor Adin. Roșu Constantin. Prezent. Svarcea Gheorghe. Prezent. Slavu Gheorghe. Prezent. Brăcean Gitanul. Deci, în momentul de față, constatăm că sunt prezenți cei 13 ministri de consilieri. Vă rog. Nu a fost picat. Dumneavoastră sunteți? Oproi. A, scuze. Oproi, dumneavoastră. Deci, avem 13 consilieri din 13. Am definit norma de regim, care este necesară pentru continuarea ședinței. În continuare, o să rog pe doamna secretar să nominalizeze pe cel mai vârstă și cel mai tânăr dintre consilieri. Da. Cel mai președinte de vârstă cu ocazia asta va fi domnul Crâncean Cică Marin și asistenți cei mai tineri dintre consilieri, Dragu Adrian și Adeleanu Eugen. Bun. Am nevoie doar domnul Crâncean deocamdată. Dumneavoastră sunteți președinte de ședință. Dacă vreți, am rugăminte ca să mă lăsați pe mine să continui. În continuare, dumneavoastră, în calitate de consilier, trebuie să fiți de acord cu prezența invitațiilor din sală. În afară de părinți, mai sunt din partea Partidului Național Liberal. Tot domnul Codrea Mion. Doamne Ioan și... Da, președinte, domnul Botez. Domnul Botez Mircea, Botez Mircea. Domnii consilieri, vă rog frumos să votați, dacă sunteți pentru prezența invitațiilor de sală, din sus. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva, deci invitații pot să rămână în continuarea ședinței. În acest sens, vă pun o pauză de 5 minute, timp în care vă rog să vă organizați pe grupuri de consilieri. Asta înseamnă că fiecare grup trebuie să aibă minimum 3 minute. Puteți să vă organizați pe aceste grupuri în funcție de ce criterii doriți dumneavoastră, fie că este vorba de apartenența politică, de convingerea religioasă, de vârstă, nu știu, de orice altă criterii. În momentul în care anumiți consilieri nu reușesc să facă sau să constituie un grup de consilieri, să pot alia cu alți consilieri și să formeze un grup. Aceste grupuri de consilieri au rolul de a formula propuneri pe parcursul ședinței de astăzi și, prin urmare, ne trebuie să aibă câte un reprezentant desemnat. Vă rog, vă pun o pauză de 5 minute în care vă consultați și după ce ajungeți la diverse decizii, ne anunțați și continuăm ședința. 5 minute de pauză. Să aflăm care sunt grupurile de consilieri. Cine este primul grup? Sau cine vorbește pentru primul grup? Oprență, Oproiu, minim 3. Minim 3. Roșu, Slav, Ardeleanu, Cudoacă și Grânceanu. În grup. Deci când este, câți membri are grupul dumneavoastră? 8. Și cine este reprezentant? Grânceanu. Grânceanu, Gabriel. Bun. Al doilea grup. Cei 50. Cei 50, da? Bun. Cine este reprezentantul? Acum. Nu mai sunt pahare de acasă. Haideți să vedem propuneri de Comisia de Validare. Comisia de Validare trebuie să parcurgă următoarele două etape. Prima etapă, să stabilim numărul de membri ai Comisiei de Validare, pentru că suntem în un consiliu relativ redus ca număr de consilieri, propun pentru acest consiliu numărul 3. Poate să fie și 5. Dumneavoastră decideți. După care, va trebui să faceți propuneri pentru constituirea Comisiei de Validare pentru membrii Comisiei respective. Așa că supun la vot numărul de 3 membri pentru Comisia de Validare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, dumneavoastră vă abțineți? Deci înseamnă că au trecut cu 10 la 3. Da. Bun. Aștept propuneri pentru cele 3 persoane care vor fi în Comisia de Validare. Atenție, Comisia de Validare pur și simplu va analiza dosarele puse la dispoziție de doamna secretar pentru a vedea dacă mandatele consilierilor sunt în regulă.
Deci nu vor face propuneri, nu vor lua decizii, pur și simplu este o comisie care să constate legalitatea mandatelor dumneavoastră. Vă rog, Brașu. Dacă îmi permite, propun de domnul Brânceanu. Așa, o propunere. Ne mai trebuie încă două persoane. Domnul Floiu. Domnul Scurcea. Păi, întreb pe cei trei nominalizați dacă acceptă aceste propuneri. Adică dacă acceptă să facă parte din comisia de validare. Da? Da? Da. Da. Bun. Atunci, supunem la vot constituirea comisiei de validare. Cine este pentru? Mâna sus, vă rog. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. A făcut 12 la 1. Domnul s-a abținut. Deci vă rog frumos să ridicați mâna, nu ne jucăm aici. Nu suntem așoară, da? Suntem oameni în toată firea și chiar trebuie să avem responsabilitatea actelor noastre. Când vă zic că supun la vot, chiar supun la vot, da? Bun, deci vreți? Invit membrii Comisiei de Validare. O pauză de 5 minute. Membrii Comisiei de Validare vor veni să vă uita pe documentul care a fost la dispoziție de doamna secretară. Și după aceea, nominală a cuiectului mandat al consilierilor aleși. Cei care se aud strigați nu votează, votează numai colegii lor. În momentul în care cineva nu votează pentru validarea unui mandat, trebuie să aibă motive foarte serioase expres pe vârstă de lege. Deci, nu ținem cont de antipatii personale sau alte criterii. Practic, doar ceea ce spune legea, dacă cineva știe că un anumit consilier nu îndeplinește condițiile pe vârstă de lege. Prin urmare, supunem la vot în ordine alfabetică mandatele dumneavoastră. Supunem la vot mandatul domnului Adrian Eugen. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, poate dacă nu am mandat. Supunem la vot mandatul domnului Brânză Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, poate dacă nu am mandat. Supunem la vot mandatul domnului Coman Gheorghe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validată în unanimitate. Supunem la vot mandatul domnului colega Ioan Păsmin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, validată în unanimitate. Supunem la vot validarea mandatului domnului Dragoș Arbinean. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului doamnei din toată Cojocea Gabriela Andalin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului domnului Mihnița Sandu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului doamnei Nichifora Vina. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului domnului Ocoi Rodică Vasile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului domnului Roșu Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului domnului Zbarcea Gheorghe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem la vot validarea mandatului domnului Slavu Gheorghe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Și supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Brânceanu Bucurmani. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Deci, validați toți în unanimitate. În momentul de față am parcurs cea de-a doua hotărâre a Consiliului Local de astăzi. Prin urmare, urmează momentul solemn al depunerii jurământului. O să vă rog pe toată lumea în picioare. Doamna secretar, vă arătați. După ce doamna secretar de depunerii jurământului, fiecare dintre dumneavoastră va veni cu mâna pe Biblie și pe Constituție, va spune formula jur și va semna în două exemplare acest jurământ. Un exemplar va rămâne la dosarul ședinței de constituire, unul îi va reveni semnatarul. În momentul în care, din motive de conștiință religioasă sau din alte motive,
Persoana care depune jurământ nu dorește să jure și cu mâna pe Biblie, va jura numai cu mâna pe Constituție. Atrag atenția că nedepunerea jurământului sau refuzul de a depune jurământul anulează de drept mandatul de consilier. Vă rog, doamnă secretar. Jurământ. Subsemnatul, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1, legea numărul 1916 pe 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ardeleanu Eugen. Curele Ioan Cosmin. Jur. Dragu Adrian. Jur. Din toată Cojucea Gabriela. Jur. Mânicuță Sandu. Constantin. Jur. Zbârcea Gheorghe. Jur. Frânceanu Gica Marin.
propune pentru tinerea la noi de lucru cu secundă. Da. Bun, vă rog frumos să luați loc. Apoi, după ce vă rog un pic de liniște, după ce domnii consilieri și doamnele consilieri au depus jurământul, urmează să supunem la vot constituirea Consiliului Local al Comunii Cașin din punct de vedere legal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, votați. Urmează, acum, dacă avem un Consiliu Local constituit, să vă desemnați un președinte de ședință care va prezida lucrările ședințelor dumneavoastră pentru următoarele 3 luni. După aceea, mandatul poate fi prelungit, revocat și așa mai departe. Cum vreți considera dumneavoastră potrivit la momentul acela? Vă rog din nou grupurile de consilieri să formuleze propuneri pentru președintele. Sentința civilă numărul 1685-PG, sentință dată din 24.06.2016, desfășurată în Camera de Consiliu, la judecătorie Ionești, completul de judecată format din președinte Anca Crăciun, grefie Nicoleta Daria Crânceanu. Instanța, în numele legii, hotărăște. Admite propunerea biroului electoral al circunscripției electorale numărul 22 a comunicașului județul Macău. Validează alegerea domnului Soboiu Daniel, în funcția de primar al comunicașului județul Macău, definitivă, dat în Camera de Consiliu și pronunțat de ședință publică AS 24.06.2016. Acest lucru fiind spus, îl invit pe domnul primar să depună jurământul. Vă rog toată lumea să se aveți. Trebuie să-i găsim un ajutor. Este vorba de viceprimarul comunicării. Acesta unde scrie opțiunea, veți scrie mențiunea da. Deci nu X, nu Y, nu linii, nu inimioare, nu altceva. Mențiunea da. În alte condiții, dacă nu se regăsește mențiunea da în patrulaterul respectiv, ori se constată nulitatea votului, ori votul respectiv se va duce la candidații care au această mențiune. Vă atrag atenția că dacă sunt mai mult de 3 candidați, mai mult de 2 candidați cu zacțimă, și niciunul dintre ei nu a îndeplinit numărul de 50% din numărul de voturi valabile exprimate plus 1, se va trece la turul al doilea de alegeri. Se vor califica în acest tur primii 2 clasați și disputa va continua până în momentul în care unul dintre ei va îndeplini această condiție de majoritate. 50% din voturile valabile exprimate plus 1. Da? Vă pun o pauză de 5 minute, vă consultați, faceți propuneri și după aceea le luăm ședința. De dumneavoastră. Eu propun de doamna Sfântoară Cojuncea Galea. Deci doamna Sfântoară. Da. Alte propuneri. Bun, dacă nu mai sunt alte propuneri... Eu propun pe domnul Grelea Păstic. Mai tare. Eu propun pe domnul Grelea Păstic. Da. Aici. Bun. Doamna consilier, acceptați această normalizare, domnul Grelea. Acceptați? Alte propuneri mai sunt, dar un pic mai tare, ca să le auzim și noi. Da. Nu mai sunt, da? Până când doamna secretar pregătește buletinul de vot, vă propun să alegem membrii Comisiei de numărare a buletinului de vot. Membrii acestei comisii, de obicei sunt 2 persoane, vor avea ca atribuții principale constatarea validității voturilor și după aceea numărarea lor și anunțarea rezultatelor. Astfel, aștept 2 propuneri.
cabinet, deși eu spuneam ca membri în comisie să fie toți cei de la Comisia de Validare. Exact. E foarte bine, da? E bine așa, da? Ok. Sunt dintre cei care candidează pentru funcția de viceprimar membri în Comisia de Validare. Când vine doamna secretar și până la fost, ca să fie și mine la plață. De astăzi, supunem la vot Comisia de Numărare a Voturilor. Am hotărât să rămână tot Comisia de Validare dintre membri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, deci Comisia de Numărare a Voturilor a rămas. Îi invităm pe membrii comisii, sau măcar pe unul dintre ei, să semneze buletinele de vot, ca după aceea să nu rămână discuție, să nu existe respect. Ca să nu semnează și pe Dacă dorește să nu așa, nu scrie da. Și atunci nu înțelegem. Deci citiți nota, vă rog, de la subsol. Dacă, spre exemplu, doriți să vă abțineți sau nu sunteți de acord cu niciunul dintre cei doi candidați, ori lăsați buletinul nul, ori puneți X, ori faceți altceva, nu mă aș să scrieți vorba. Și o să facem. Exact. Luați loc, semnați și păi nu, dar am explicat eu. Am explicat eu că trebuie să scrie da așa. Oare n-ați pus un motor? M-am uitat, nu? Este secret, așa cum v-am spus, în momentul în care primiți buletinul de vot, vă duceți și... Nu, acum mai strigăm și... Da. Da? Bun. Domnul Ardeleanu Eugen. Da, vă duceți, votați unde știți dumneavoastră, important să fie votul secret. Domnul Brânză Constantin. Domnul Coman Gheorghe. Domnul Corelea Ioan Cosmin. Succes. Domnul Dragu Adrian. Doamna din toată Pozicea Gabriela. Succes. Domnul Minicuță Sandu. Doamna Nichifora Dina. Domnul Proiodică Vasile. Domnul Roșu Constantin. Zbârcea. Domnul Slavu Gheorghe. Da. Și domnul Gheorghe.
Ați și de acum, puneți vizitul așa la curaj și gori. Așa. Deci nu este niciun anulat, nu este bun. Atunci unul dintre dumneavoastră a anunțat rezultatul ca să știe. Să mai uite și dumneavoastră să vadă dacă sunt ok. În urma votului liber de exprimat, au fost obținute următoarele voturi. Doamna Flintoacă Cojocea Gabriela, 8 voturi. Irelia Ion Cosmin, 5 voturi. Bun. Până în momentul de față, pentru că doamna Flintoacă a obținut cel mai mare număr de voturi, s-a îndeplinit și condiția de 50% plus 1, ea este viceprimarul comunei Cașin. Vă rog frumos să felicitați. Bun. În conformitate cu articolul, cu dispozițiile articolului 54 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, după constituire Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dumneavoastră trebuie să vă organizați exact ca într-o familie, ca într-o firmă, cum doriți dumneavoastră să faceți analogia, pe anumite domenii de activitate. Aceste comisii despre care vorbim, trebuie să aibă un minimum de 3 membri. Din acești membri, unul va fi președinte, unul va fi secretar, iar restul vor îndeplini funcția de membru. Aceste comisii vor analiza anumite proiecte pentru hotărârile de Consiliul Local, vor analiza anumite documentații, dar nu vor avea un vot decisiv. Votul pentru fiecare hotărâre de Consiliul Local va fi luat de către dumneavoastră, consilierii, în plenul Consiliului Local. Deci comisiile de specialitate nu au dreptul de vot. Prin urmare, o să vă fac 3 propuneri cu privire la domeniile de activitate pentru comisiile de specialitate, urmând ca dumneavoastră după aceea să optați pentru ele sau pentru alte domenii de specialitate. Trebuie să ne hotărâm asupra a 3 lucruri. Prima dată, numărul de comisii de specialitate, după aceea domeniile de activitate care le vor fi atribuite acestor comisii și 3, componența comisiilor. Eu vă spun cam care ar putea fi domeniile de activitate și după aceea propun o pauză și dumneavoastră în timpul acesta o să vă hotărâți cum stau lucrurile. Prima posibilitate de comisie. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii și comerț. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. 3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. Din acest moment, propun o pauză. Dumneavoastră vă
hotărât și în momentul în care ați ajuns la anumite rezultate, ne comunicați și continuăm ședința. Vă rog. Așteptăm propunerea dumneavoastră. Pentru Comisia Economică. Așa. Deci, haideți să o luăm dreptat. Înțeleg că aveți o propunere pentru trei comisii. Da? Da. Numărul de trei comisii. Mai este altă propunere? Bun. Cine este pentru numărul de trei comisii de specialitate? Mâna sus. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Deci numărul de trei comisii este votat în unanimitate. Acum, domeniile de competență pentru fiecare domeniu. Comisie. La Comisia Economică. Nu, deci Comisia Economică, primul domeniu, al doilea. Al doilea domeniu, Comisia pentru Sănătate, Asistență Socială, Sport și Învățământ. Așa. Și a treia comisie, Comisia Juridică. Ok. Mai are cineva alte propuneri, în afară de aceasta exprimată cu doamna viceprimar? Dacă nu, se punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva, deci votat în unanimitate. Doamna primară, dacă tot ați făcut propuneri, vă rog, continuați și cu componența comisiei. Da, Comisia Economică, președinte Ardelanu, vaia membrii, Roșu Constantin, secretar. Ardelanu, Roșu, Constantin, Nichifor, Adina, Coman, Gheorghiță, deci, până acum aveți 4. Și Gelu Slavu Gheorghe. Comisia a doua de Sănătate, Asistență Socială. Da. Președinte Lurcea Gheorghe. Apoi Brânză Constantin, Urelea Cosmin, Dragu Adrian. Lăsați-l la juridic, e jurist. Cine? Dragu. Apoi ce mânecuța Sandu. Și mă puteți face schimbare acum? Da, da, mă puteți veni și cu atât. Și la Comisia Juridică, Flintoacă, Vrânceanu și Dragu. Da. Și mai trebuie lucru. Păi nu, pentru că nu este aici, nu este aici. Ardeleanu Roșu. Deci la a doua comisie, cât sunt? A doua comisie este Zbârcea, da. Brânză, Urelea, Oproiu. A, și Oproiu. Ok. Și atunci au rămas... Sport. Bun, sport. Mai sunt alte propuneri? Atât. Membrii din comisii sunt de acord cu nominalizarea lor pe comisiile respective? Stați. Deci dacă sunt de acord, atunci... Nu. Da, poate că cineva vrea în altă comisie, nu de acord, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru constituirea comisiilor în formula învățată cu doamna viceprimar, în sus? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, 12 la 1. N-ați votat. Cine? Era cu gândul la comisie. La comisie, perfect. Bun. În momentul de față s-a parcurs și cea de-a șasea și ultima hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cașin din ședința de astăzi. Înainte de a încheia ședința, o să-i dau cuvântul domnului primar, după aceea o să vă spun și eu câteva cuvinte din partea lui de pe, și după aceea terminăm ședința de astăzi. Domnul primar, aveți cuvântul. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. În mod deosebit, părintelui protopop Mărgoan Ioan, părintelui Căciulă Ionuț, părintelui Iordan Daniel, părintelui protocariu Marius, domnului Botez, domnului Codreanu, dar a plecat și dânsul aici, reprezentantului prefectul județului Bacău, domnul Marius Bunului. Domnul Ailene. Am ajuns și la ziua de astăzi, la ziua validării Consiliului Local, noului Consiliu Local, care va reprezenta Comuna Cașin în următorii 4 ani.
la validarea primarului care va reprezenta Consiliul Comunei ca și în următorii 4 ani. Prin dumneavoastră, mulțumesc Consiliul Comunei Cașin, fiindcă m-au ales încă o dată. Mulțumesc și celor care nu m-au ales, celor care au avut alte opțiuni. Fiecare în viață are opțiunea lui și trebuie să o respectăm ca atare dacă avem puterea asta. Și este un lucru foarte mare, să știți, că se apreciez în primul rând și pe cei care nu te vor, să le demonstrezi în ceea ce faci că meriți să fii ales, că meriți sau ei nu au gândit sau nu te-au văzut așa cum a trebuit. Și nu în ultimul rând, să fiu mai scurt, mulțumesc Bunul Dumnezeu care mi-a fost alături și mi-este de când m-a răspuns și până acum. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule primar. Este rândul meu să vă spun câteva cuvinte din partea domnului prefect Ioan Mica. În primul rând și în primul rând, vrem să insistăm asupra două chestiuni. Prima dintre ele, o știți, dar este important să o repetăm până când va fi conștientizată. Campania electorală din acest moment s-a terminat. Deci orice înseamnă discută politică sau de altă natură, în afară de cea care servește locuitorilor Comunei Cașin, în acest Consiliu nu ar mai trebui să-și găsească locul. Urmează acum o perioadă de 4 ani în care dumneavoastră, purtători, ca nume responsabilități din partea cetățenilor care v-au trimis aici, trebuie să vă gândiți, să lucrați, să meditați și să aveți în vedere, în primul rând și în primul rând, interesul general, interesul comunității. Sunt multe lucruri de făcut în fiecare familie și cu atât mai mult atunci când este vorba de o întreagă comunitate. Ceea ce este important este să vă gândiți că, de fapt, comuna aceasta nu este a noastră, nu este a dumneavoastră, ci este a copiilor, a generațiilor de mâine. Practic, noi împrumutăm de la ei acest lucru și după aceea trebuie să avem grijă cum îl dăm înapoi. Normal, la început de drum, fiecare își propune anumite chestiuni. Fiecare se gândește că ar putea să fie bun într-un domeniu sau altul. Dar, la sfârșit, când va veni bilanțul și vă asigur că va veni mai repede decât credeți dumneavoastră, atunci trebuie să răspundeți la o întrebare foarte simplă. Dacă ceea ce ați lăsat în urmă este mai bun decât ceea ce ați găsit. Dacă puteți constata un minimum de progres, atunci înseamnă că dumneavoastră v-ați făcut treaba. Dacă nu, poate că ar trebui să vă mai gândiți, să vă reconsiderați atitudinea, opțiunile, în așa fel încât să aduceți în plus valoare celor care v-au trimis în Consiliul Local. Un al doilea lucru asupra căruia aș vrea să insist, este vorba de faptul că dumneavoastră nu trebuie să aveți convingerea că sunteți singuri. Nu veți lupta singur împotriva vătejului, fie că este vorba de calamități naturale, fie că este vorba de provocări legislative sau mai știu eu de ce altă natură. Eu vreau să vă asigur că la nivelul instituției prefectului județului Bacău este o întreagă echipă care vă stă la dispoziție, vrea să vă ajute. Și insistăm asupra faptului că nu trebuie să ne vedeți ca cei de la centru, cum este dumneavoastră, din nivelul de unde considerați necesar, ci pur și simplu ca niște colegi de-a dumneavoastră de la Bacău. Deci, domnul primar, domnilor consilieri, în momentul în care aveți o nelocurire, o problemă, o dilemă, aveți o propunere și noi vă putem ajuta, bineînțeles, în limita competențelor și a prevederilor legale, noi vă vom da la dispoziție. Vrem să avem o consultare permanentă cu dumneavoastră, vrem să vă ajutăm cât de posibil, în așa fel încât tot ceea ce v-ați propus înainte de a candida să fie dus la îndeplinire. Mai mult decât atât, constat că este o simbioză între actul administrativ și între credință. Prezența celor patru părinți aici spune foarte multe lucruri despre starea morală a comunii dumneavoastră. Este bine să o păstrați așa. Mă bucur că în cadrul acestui Consiliu sunt reprezentați și profesorii. Și îmi doresc ca tot ceea ce înseamnă cultură, credință, școală, educație în general, să fie pus la loc de cinste. Numai în felul acesta putem să
dăinim peste graduri, pentru că până la urmă, acestea sunt valorile care rămân. Orice monument, orice drum vom construi, acestea vor putea fi luate de alte, se vor putea înlăbui sub puterea timpului, dar ceea ce este în sufletul nostru și a celor care ne mântu pe noi, nu va putea fi șters niciodată. Acestea fiind spuse, vă doresc succes, vă felicit încă o dată pentru mandatul pe care l-ați obținut. Sunt sigur că veți face tot ceea ce vă stă în putință, în așa fel încât să nu-i dezamăgiți pe cei care îi reprezentați și vă doresc multă sănătate și putere de mântu. Așa, domnule primar, distinsă doamnă viceprimar, domnule președinte al Consiliului Local, distinși și prieteni consilieri, este o onoare pentru mine personal de a participa pentru a doua investire și totodată dați în vreo să salut pe prietenul Sorin, care este și reprezentat al autorităților județene. Este o bucurie și o responsabilitate pentru mine personal și totodată aș vrea să vă spun că până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Dumneavoastră v-ați oprit cu mâna stângă pe Sfânta Scriptură și am observat că fiecare a făcut gestul acesta, ceea ce pe noi ne bucură și comunitățile noastre. Aș vrea să vă felicit în mod deosebit și să vă încredințez, domnule reprezentant al Prefecturii, că în Cașina a fost o luptă democratică, cinstită, frumos organizată. Și este adevărat că unii dintre dumneavoastră, sau chiar toți, aveți anumite rând. De aceea, preoții din comuna aceasta s-au gândit să ofere Consiliul Local acestei, să spunem, sări de ședință și domnului primar o icoană cu izvorul tămăduirii, care se rămână aici în mijlocul dumneavoastră și vă încredințăm de toată prețuirea înaltă a Sfințitului Părintului nostru Ioachim, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și ajutor, iar acest Consiliu de Local să fie un izvor al tămăduirilor pentru întreaga comunitate a Cașinului, care unită cu comunitatea Văii Cașinului, este, să spunem, o vale de frunte pe care o are județul Bacău, pe care o reprezentăm cu toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur încă o dată de fiecare. Am văzut rezultatele. Este adevărat că pot să fie anumite interpretări, dar ne supunem cuvântul Dumnezeu care spune până aici și așa a avut Dumnezeu, ne-a ajutat Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute pe fiecare în parte și eu, ca protocol, vă încredințez că atât cât voi avea mandatul acesta, voi căuta să fiu și cred că ați observat cât se poate de neutru sau, dacă sunt cazul, vreau să mi le semnalizați ca eu să pot interveni în așa fel încât dumneavoastră să vă desfășurați actul democratic de votare normal și echidistant. Dumnezeu să vă ajute! Să vă declara în mod oficial închise lucrările ședinței de astăzi.